avea niște premoniții, el îmi spunea de aceste premoniții. Era obsedat de o cifră a 2, că se va întâmpla ceva într-o zi de 2. De aici a pornit totul. Și apela la un intermediar, acela fiind eu. Nu, Micușor nu era un intermediar între Ana și Aurel. El mi-a fost și mamă și tată, fiind în aceeași casă cu mine, vă dați seama că el era totul pentru mine.